aglomerează lucrurile la DNA, cu toate că în momentul de față domnul Iohannis încă mai se gândește, încă mai cumpănește în privința numirilor la parchete. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor, și am această rugăminte în debutul emisiunii să evităm cuvântul a cumpănii, pentru că poate duce cu gândul la o campanie electorală întârziată pentru maestru Cumpănașu. Pentru domnul Cumpănașu, da. Deci doar domnul Cumpănașu cumpănește, ceilalți pot cel mult să se gândească, să analizeze, da. Să sigur. Dar hai să evităm cuvintele astea. Mergem direct în subiectul domnul Beuran, care este în sine un subiect. Când spui Beuran, deja ai un subiect, apare un subiect, subiectul Beuran, care este și un suspect în momentul de față. E un subiect suspect. Îți place? E suspect de e un pacient de pentru justiția din România, e domnule, pacientul ca să vezi ironia acestui destin. Da, domnul Beuran a fost i s-a făcut o percheziție acasă. În momentul de față se discute despre o acuzație de luare de mită, o infracțiune ce ar fi avut loc. Bă, ar fi avut loc acum vreo 2 ani. Deci aici toată mirarea în legătură cu cazul acesta, pentru că în general luarea de mită e o infracțiune de flagrant, care se petrece mai degrabă în timpul vorbirii, mai degrabă în timpul desfășurării evenimentului, nu la 2 ani distanță. De aici toate mirările și toate sprâncenele ridicate. Domnul Beuran a fost percheziționat acasă, după care dus în sediul DNA, unde se află și în zilele noastre. Cam asta e situația domnului Beuran, are această acuzație în spinare și, domnule, vreau să vă spun că l-ascultam pe un celebru domn Hader, la ora 1, la emisiunea Anetei Sângiorzean, cu o declarație cu care vreau să-l citez. Îmi place emisiunea colegii noastre de la ora 1, Aneta Sângiorzean, e foarte bine documentată informativ pentru momentul în care se desfășoară evenimentele. Domnule, și zice domnul Hader, face o evaluare a domnului Beuran și zice, domnule, ia vreo 30.000 pe lună, de lei, pe lună. La banii ăștia, zice, ce să mai te încurci cu vreo mită? Ce să te mai încurci cu ceva? Și întreabă omul, zice, o fi căzut în patima banilor. Mi-a plăcut așa de mult, mi-a plăcut această sinceritate, această interlocuție. Dom'le, o fi căzut în patima banilor. Și te gândești că a identificat mai degrabă o cauză, nu medicală. Știu, medicală a fost sau un spirituală. Diagnostic. Poate are acest viciu, mă. Poate are harul mitei. Poate are acest har al mitei. Harul mite este, nu e harul mite, dar bă, dacă poți să zici harul... Hai să-i spunem cum e harul beției, ăsta să fie harul, mitei, da. Harul șpăgii, domnule. Are șpaga în sânge și nu ai ce să-i... N-are leac. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni de corupție săvârșite pe parcursul anului 2018. În cursul zilei de astăzi, mă rog, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanțele competente, sunt efectuate percheziții domiciliare. Asta e comunicatul dat de către cei de la DNA. Și merge și la comunicatul dat de către domnul Ungureanu, care este spaima domnului Beuran. Este spaima procurorul domnului Beuran. Este spaima sistemului de sănătate din România. Când se culcă sistemul de sănătate și visează urât, îi apare în vis Emanuel Ungureanu. De la USR. Care, cum să spun, cred că așa își amenință medicii copii. Dom'le, dacă nu o să fii un medic bun, vine Ungureanu după tine. Să-ți spun cum există secția aia specială pentru magistrați, așa există deputatul Ungureanu pentru medicii, mai puțin deontologi. Deontologic, zice domnul Ungureanu la el pe Facebook, dacă nu mă înșel. Este vorba de un caz de luare de mită pe care procurorii DNA l-au în atenție de câteva săptămâni. Băi, deci, cazul e de acum 2 ani. Dar ei l-au... Ei acum au aflat. Există și un banc în acest sens. Da. Indirect le-am transmis informații despre o posibilă faptă comisă de Beuran acum un an de zile. Stai un pic, stai un pic, trage frate de mână. Cum indirect? Dom'le, așa zice. Dom'le, nu vreau să spun nici că s-a dat, nici că s-a luat. Există informații că cineva, nu spun cine, persoană importantă, da, ar fi putut lua niște bani care, nu spun că erau pe merit sau nu, dar oricum reprezentau niște plăți informale încadrabile penal. Cum i-a transmis, mă, indirect? L-a denunțat sau nu l-a denunțat? Cum a transmis indirect? Indirect le-am transmis. A rugat pe cineva să le spună? Prin interpuși, probabil. Prin interpuși, proxy. Te duci la București? Care ai, mă, drum încolo spre DNA? Du-te cu aceste informații. S-a dus un cotraistă, i-a pus indirect pachet pe tren, acest denunț. Indirect l-am transmis... Așa se exprima domnul Ungureanu, ce să-i fac? Asta este exprimare. Indirect l-am transmis informații despre o posibilă faptă comisă de Beuran acum un an de zile. L-a nuanțat. De fapt, e 2018, suntem în 2020. Din câte păi da, dar poate el s-a apucat în 2019, da, să
transmită indirect și până a ajuns, a făcut 2020. Un an de zile. Alte detalii nu se pot da pentru că ancheta este în curs. Este o faptă de luare de... este o faptă de luare din partea profesorului Beuran. Deci o faptă de luare. Da, în calitate de profesor, de medic. Profesorul Beuran, o suspiciune în acest sens, zice domnul. Că ar fi luat niște bănuți. Dom'le, ce încurcătura am eu cu totuși acest caz? Încurcătura mea e legată de logică. Nu sunt un împătimit, nu sunt un consumator de Beuran. Nu. Nici măcar nu știu să pot să pledez în favoarea competențelor sale medicale. Nu am trecut ce este un lucru bun. Da, e un lucru bun. Nu ne dorim să avem experiență. A profesionalismului doctorului Beuran. Dintr-un moment în altul iese de la DNA domnul Beuran, așteptăm momentul acela, până un alta, domnule, fac un apel la logică într-un fel sau altul. Domnule, fă chiar și un recurs dacă vrei la logică. Eu nu sunt de acord cu această exonerare de fapte pe ideea de competență profesională nici la domnul Costache și atunci nu sunt de acord nici la domnul Beuran. Domnule, o mare somitate, nu putem să-l anchetăm pentru nimic. Domnule, vezi, vezi că în cazul domnului Costache, dacă îmi permiți o acoladă și știu că abia o aștepți, domnul Costache are mari probleme de competență și de somitate. Deci statutul de somitate pe care și-l arogă sau și-l este atribuit. Dar l-acceptă ca atare, da? Domnul Costache se zgâlțâie din temelii. Și spun și de ce. În primul rând, pare se că ce a declarat dânsul despre anestezia totală n-ar fi în conformitate cu protocoalele în vigoare. În cazul stomatologiei. Da, deci am spus prostii, domnul Costache, unul la mână. A spus prostia că s-a închis acea secție stomatologică. Da, și a spus că n-ar fi putut efectua anestezie totală și am înțeles de la niște specialiști că s-ar putea face și în alte condiții decât cele pe care le știe domnul Costache. Și doi, de la medici chirurgi în care avem toată încrederea și a căror competență nu poate fi pusă sub semnul întrebării, aflăm că nu există acest statut de chirurg part-time. Tu nu operezi în weekend și luni te duci la minister, pentru că un chirurg nu lasă pacientul în starea post-operatorie în grijă altor chirurgi. Adică își asumă... Nu există așa chirurg part-time. Își asumă această chestiune până la capăt. Ești chirurg și atât sau nu ești chirurg? Nu există chirurg de weekend. Da, asta e. Asta încerc să spun. Păi, asta am înțeles-o eu de la un reputat chirurg care întâmplător este telespectator al emisiunii și în care am mare încredere. Tatăl meu a fost operat cu succes de către un chirurg de succes, domnul Mihnea Ionescu, și a fost urmărit în ulterior operație de chirurgul respectiv. De chirurgul respectiv, asumându-și fapt, dacă nu poți zici, e ca la Beuran. Domne, eu știu, era altcineva, eu am făcut cea... Partea mea a fost un sfert, stai să calculăm cât a participat la eveniment. Nu te speli pe mâini capilat în pont după ce ai închis pacientul și îți vezi de activitatea guvernamentală. Care trenează. Dar, dincolo de toate acestea, ne întoarcem la domnul Beuran. Închidem acolada. Și ne întrebăm în legătură cu domnul Beuran, sigur că în ideea personalității sale, amploarei sale profesionale, eu cred că totuși când îl acuz de așa ceva, bă, trebuie să fie o acuzație foarte clară, foarte concretă când îl iei pe omul ăsta. Că el putea, probabil că avea program de operat. Nu avea niște operații de făcut astea. El avea de salvat vieți și tu îl chem la DNA. Bun, dar îl chem la DNA. Dar dacă îl chem, nu îl chem pe niște chichițe pe care, domnule, pare mi se mie că la un moment dat, în 2018, a luat un plic de la o doamnă mulțumită că a operat. Hai să lămurim o chestie de asta, dar fără ipocrizie. Fără ipocrizie. Poate pe lângă lege, dar fără ipocrizie, da? Mai bine să nu fim ipocrizi decât să stăm cu statul de drept în gură într-un mod care să ne facă cinste. Deci, povestea asta cu medicii care primesc plăți informale e o chestie tradițională în România. Da. Împământenită și până la un punct deloc blamabilă. Da. Până într-un moment al existenței noastre ca națiune, medicii erau atât de prost remunerați, încât plățile informale erau aprobate tacit și de stat. Era firesc să cum să spun eu? O atenție! Să suplinești... Atenție! Da, să suplinești atenția, da, financiară a statului față de medic pentru un gest care... Cum te face și pe tine să te simți mai bine ca pacient. Da. Dom'le, uitați și din partea mea pentru că ați fost drăguți, nu știu, e ca și cum te duce cu o ciocolată la asta o secretară. Asta în prima fază. Într-o primă fază. Când s-a sedimentat această reacție a pacientului. Această reacție a pacientului pe care o să scoate în greu din mentalul colectiv. Pe vremea când erau plătiți medicii cu salarii derizorii pentru, da, domnule, situația, da, asta. Acum, nu știu dacă o astfel de dezvăluire, că a primit de la un pacient o sumă, e de natură să dea peste cap tot ceea ce știam noi despre o somitate medicală. Îți spun eu ce ar condamna pe vecie și ar trebui predat în manuale la capitolul așa, nu, o faptă a unui medic. Condiționarea actului medical de anumite foloase materiale, financiare, cum vrei tu să le spui. Deci medicul, acel medic care refuză să te trateze
dacă nu e plătit informal, ar trebui să facă pușcărie ca Mandela, da, de mult. Dacă nu, și mai rău. Dacă nu și mai mult. Dar un medic care primește ulterior intervenție chirurgicale prin recunoștința unui om care simte că i-a fost salvată viața, sigur, poate fi o chestiune care să facă subiectul unei investigații, dar crede-mă, după ce am văzut în politica din România, nu mă emoționează. Deci nu e ceva de gen, nu e genul de spectacol al Cătușelor, eu fiind un fan al spectacolului Cătușelor. Și al televiziunii, știi că noi ne uităm cu popcorn, cu dă repede acolo că l-au arestat, da. Haide cu egalarea. Da. Dar nu, aici nu mă bucur nici eu, care știi că de meschin tratez astfel de momente. Nici nu mă întristez pentru că aștept să vedem dacă lucrurile... A primit un plic după operație reușită. Hai să vedem dacă despre asta e vorba. Mă, eu totuși o rușine petrecută. Dacă lucrurile sunt mai serioase, pentru că înțeleg că există o suspiciune, uitați acolo sediu de DNA, de unde va ieși domnul Beuran, în curând că i-a audiat de vreo câteva ore. Mă, faptul că i-a audiat de 5 ore, îmi semnalează mie o situație gravă. Dacă după 5 ore de audiere, noi aflăm că domnul Beuran acum 2 ani a luat un plic de la o pacientă pe care a operat-o și care a fost mulțumită de domnul doctor și a dat un plic așa, sigur că suntem într-o situație stranie. Dacă eu deocamdată le ofer prezumția de nevinovăție, la urmă, nu procuror DNA și mă gândesc că e o situație gravă pe care a pus-o la cale domnul Beuran, prin care este reținut de 5 ore în sediu DNA-ului. De 5 ore dă declarații, sigur, au mai fost cazuri similare. Sper că nu e vorba de asta, Răzvan. Este vorba, uite ce domnul Ungureanu, este vorba de un caz de luare de mită, cum a zis, indirect l-am transmis informații despre o posibilă faptă comisă. Dar cum e mita la medici? Că asta e ideea, cum e mita la medici. Explicăm cum e mita la medici. Adică nu te operezi dacă nu-mi dai banii ăștia. Sau te-am operat, sper că sunteți mulțumit, am cusut cât am putut de îngrijit. Domne, și poate plăcerea mea. Vă rog eu frumos. Și acolo începe, haideți, nu, dar nu e ca, haideți, dar vă rog, haideți, nu, e pentru sufletul meu, haideți, vă rog, domne, nu, că nu, haideți, vă rog. Dacă refuz de 3 ori, cred că e în regulă, nu? Adică asta își vrea să stabilim. Sigur, legea nu e atât de indulgentă cum suntem noi, dar cred că omenește și fără ipocrizie, dar avem cum să nu recunoaștem că asta e o chestie. În momentul când doctorul nu primește, românul are și o suspiciune. Ăsta mi-a uitat o mănușă înăuntru, ăsta sigur mi-a făcut ceva. Ceva nu e în regulă. Ceva nu, ceva nu e sigur pe operă. N-a vrut să ia. Știi că este așa, este într-o soi de îngrijorare după aia. Bă, nu mi-a luat nici bani. Aparținătorul pacientului, da. N-a vrut să ia bani. Aoleu. Cred că mai merg într-un loc, de ce? Aoleu. N-a vrut să ia bani, sigur mi-a făcut o lucrare de mântuială. A reușit operația? Eu știu că bani nu mi-a luat. Nu pare că nu vrea să, știi? Nu, da, vrea să-și asume. Dacă nu ia banii, înseamnă că nu-și asumă. Înseamnă că nu-și asumă. Luați banii ăștia, nu. Dar de ce nu-i luați? Da. Păi nu e nevoie. Ați făcut o bătaie, ați venit după un șpriț, aia v-ați tremurat mâna pe bisturiu. Nu, domne, a făcut apă de... Nu semnează. Practic, nu semnează. Dacă nu ia banii, nu semnează. E frică să mai semneze. Da, nu semnează. Știți cum iau operează cu negri, cum e literatura. Cărora le era frică să mai... Bun, domnul Meleșcanu. Domne, a fost aglomerație, m-a spus la DNA, era domnul Meleșcanu. S-a dus domnul Meleșcanu în toată... Om bătrân, bă, și la ei poți să găsești. Ce, domnule, îl duci om bătrân la 80 de ani, îl duci la... Un senior, mă, un om cu experiență, mă, nu bătrân. Dar îți dai seama că el poate să invoce vârsta, poate să spună, domnule, am 80 de ani, nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Când l-a pus pe apărătorul României la CEDO în procesul cu Liviu Dragnea, să îl apere pe Liviu Dragnea. Păi, domnule, eu sunt o persoană de 80 de ani, vă dați seama, eu... Nu știu să vă spun. Eu mai țin minte ce am făcut, câte n-am făcut. Asta să fie cea mai gravă faptă pe care mi-o asum. Sigur, trebuie să discutăm, înțeleg, cu mănuși chirurgicale de acest subiect. Da. Că dacă ai un punct de vedere cu privire la agentul guvernamental de la CEDO, risc să fii judecat în piața publică zilele acestea de mai multe publicații. Da, hai să vedem. Meleșcanu și revenim pe subiect. Da. Nu primeam informații despre dosare, ei își făceau treaba, dacă era nevoie puteam să discutăm, dar niciodată nu m-am implicat în formularea întâmpinărilor sau altor memorandume. Asta ține de modificările care au avut loc în legislație și în practica judiciară, care au necesitat, din câte am înțeles eu din discuțiile cu domnul Mocanu, nu le știu de unde să vă spun. Ca ministru, nu? Nici una, niciodată, domnul Dragnea nu a avut o discuție, nu numai cu mine, nu a avut, cred că, cu nimeni decât cu avocații dânsului.
Ca o paranteză, ne întoarcem la cazul Meleșcanu, dar vă dăm o informație în cazul Beuran. În eventualitatea în care nu e vorba despre un pliculeț, o atenție, un gest din partea pacientului, iar doctorul Beuran nu este chemat acum în calitate de somitate medicală, ci în calitate de manager, de șef, de persoană cu drept de semnătură. Și n-ar fi vorba de o mită, mită, în sensul de atenție din partea unui pacient, ci de una pentru atribuirea unor contracte sau ceva mai degrabă instituțional, e, nu mai vorbim de un medic. Vorbim deja de un manager, vorbim de un șefuleț, de un funcționar și schimbăm complet registrul. De asta vă spun, e nevoie să clarificăm foarte bine această situație ca să știm dacă ne referim la un medic care a fost cinstit de pacient sau de un șef care a simțit nevoia să-și lotujească veniturile prin prisma funcției de conducere pe care o deține. Mare, mare grijă că nu vrem să fim nici avocații, nici procurorii doctorului Beuran. Dar vreau să stabilim înainte toate dacă vorbim de doctor sau de șef. Da. Șeful Beuran sau doctorul Beuran. Cadrul de referință. Să stabilizăm cadrul de referință. Dar ca să nu fim urechiși, domnule. În cadrul de referință pe care l-am deschis anterior cu domnul Meleșcanu, se fac verificări pe numele lui Liviu Dragnea și numele lui Liviu Dragnea și Viorel Mocanu. Viorel Mocanu este fost agent guvernamental la CEDO, pus de Liviu Dragnea acolo, pus de Liviu Dragnea prin Ministerul de Externe condus de domnul Meleșcanu, ca să apere interesele României în procesele de la CEDO. Întâmplător sau nu, domnul Liviu Dragnea dă în judecată statul român în privința dosarului, în privința condamnării din dosarul referendumului. Dă în judecată pentru că nu i s-au respectat drepturile fundamentale și așa mai departe și e trimis acolo în locul fostului agent guvernamental, acest domn Mocanu. Acest domn Mocanu are o pledoarie de nu știe exact dacă este avocatul statului român sau este cel care incriminează statul român. Deci, practic, îi justifica interesele domnului Dragnea. Aici a fost o nebunie totală cu agentul guvernamental al României la CEDO, dintr-un motiv foarte simplu. Domnul Dragnea a simțit nevoia să politizeze această instituție până în punctul în care aproape a privatizat-o. În următorul sens, vorbeam puțin mai devreme despre un scandal derulat până anumite instituții de presă zilele acestea cu privire la poziționarea jurnaliștilor în raport de această funcție agentului guvernamental. La un moment dat, îți prezint desfășurarea evenimentelor și telespectatorii își formează singură opinie. Liviu Dragnea critică agentul guvernamental al României la CEDO. Deci, președintele Camerei Deputaților sau șeful PSD, spune-i cum vrei, îl critică pe agentul guvernamental României la CEDO, un procuror care nu face politică de partid, că nu are voie, că e procuror. Da. Și care a reprezentat România și la CJU, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ulterior acestor critici politice formulate de Liviu Dragnea, Viorica Vasilica Dăncilă, vă amintiți de ea, era o doamnă cu coc care se tot plimba în Palatul Victoria, nu știu ce, că de regulă vii o dată pe săptămână să faci curat. Dânsa era în fiecare zi acolo. Îl înlocuiește pe acest domn procuror din funcție și vine domnul Dani Mocanu, sau cum ai zis că-l cheamă. Da, Mocanu. Eu așa l-am... Viorel Mocanu. Viorel Mocanu. Mă rog, nu Dani Mocanu, vine Viorel Mocanu. Da. Și vine acest domn Viorel Mocanu în funcția de agent guvernamental la CEDO și ce să vezi, pare că nu mai e agent guvernamental, pare că e agent Liviu Dragnean la CEDO. Îi apără interesele domnului Dragnea mai degrabă decât tinte, care erau contrare interesului statului român. Da. Schimbarea e strict politică, comandată de un președinte de partid, dar criticile jurnaliștilor sunt considerate acum părtinitoare. Păi stai, domnule, puțin. Deci tu operezi la un nivel apolitic, în mod politic, intervii politic peste o funcție care n-ar trebui să fie politizată și când îți spun unii că ai venit cu scula ta de partid să lucrezi pe funcția României împotriva intereselor României, pare că tu ții cola de dinainte. Păi eu îți spun, asta înseamnă să fii obiectiv, să ții cola de dinainte care nu făcea jocuri care pe nu vreau să intrăm pe terenul ăsta nominal, să-i nominalizăm pe fostul, pe actualul, pe viitorul. E vorba de situația în sine. Și apoi, de principiu. Și apoi schimba domnul Meleșcanu, vine domnul Aurescu cu acest nou guvern, domnul Aurescu îi retrage pledoaria de la CEDO acestui domn Mocanu. Așa, sunt curios dacă vor face aceleași instituții de presă un proces de intenție și domnului Aurescu, pe care nici PSD, nici alte partide anti-PNL, să le numesc ca atare, nu și-au permis vreodată să-l critique. Deci Aurescu a fost acceptat ca un specialist de toată lumea. Doamne, Aurescu e membru în Comisia de la Veneția. Aurescu vine acum și confirmă că ce s-a petrecut atunci cu schimbarea agentului guvernamental a fost o mizerie politică. Sunt curios dacă îl vor face și pe Aurescu în momentul de față, parte de cine știe ce suveică de asta
pro-procurori sau nu știu cum. A retras pledoaria de la CEDO, a trimis documentele la DNA. Vedeți aici instrumentul prin care, mă rog, a ajuns acolo pledoaria la CEDO, domnul Meleșcanu. E instrumentul prin care a ajuns pledoaria respectivă la CEDO. Și acum există un dosar penal din REM deocamdată pentru abuz în serviciu. O să vedem cum se desfășoară evenimentele de aici încolo. Cum să nu fie, mă, Radu, abuz în serviciu aici? Îmi permis să mă antepronunț și să facem și un capitol de telejustiție. Pare rău sau de asta, da. Un om are o problemă la CEDO. Da. La CEDO, omul care are o problemă cu statul român, la CEDO statul român este reprezentat de un magistrat întâmplător. Omul care are o problemă cu statul român spune să fie schimbat reprezentantul statului român la CEDO. E schimbat politic reprezentantul statului român la CEDO și vine un apropiat sau un om care gândește, telepatic probabil au comunicat, întru totul ce își dorește acest om care are o problemă la CEDO. Și nouă ne spune, nu domnule, nu e un abuz de serviciu. Păi cum, mă? Dacă eu, e ca și cum ar fi, dau exemplu, dă-mi un clan de ăsta. Clanul sportivilor, o să trecem imediat. Nu e neapărat clanul sportivilor. Clanul țiganilor. Vă să vedeți, avem acum următorul. Cred că ar trebui să ieși clanul romilor. Domnule, așa scrie aici, clanul țiganilor. Hai, domnule, să dăm un clan de ăsta consacrat, ăsta, Ghenosu. E ca și cum Ghenosu ar solicita să fie schimbat procurorul din dosarul lui. Și pus avocat și pus avocatul lui. Asta cam asta a făcut Liviu Dragnea. E, vom vedea acum cum se desfășoară evenimentele, dar pentru că am trecut la categoria clanuri, mergem către domnul ministru de interne, către domnul Vela, care face un anunț interesant referitor la un... domnule, e vorba de un comisar din cadrul Direcției Antidrog, care făcea parte dintr-un clan. L-au descoperit și de aici toate necazurile. Să vedem, domnul Vela. Necazul că l-au descoperit? Că făcea el parte. Nu. Ministrul de Interne a prezentat un videoclip în care se face referire la comisarul de poliție Robert Badea, ofițer antidrog și în același timp membru marcant al unei grupări de crimă organizată care se ocupă, culmea, tocmai cu traficul de cocaină în cluburile bucureștene. Un ofițer de la combaterea criminalității organizate, despre care aveam date și suspiciuni rezonabile că s-a apropiat mult prea mult de infractori și nu în sensul de a-i prinde, ci pentru a-i sprijini, a fost pus la dispoziția unității, i-a fost retras accesul la informații clasificate și va fi sesizat parchetul competent. Ofițerul despre care ministrul de interne nu a oferit prea multe date a fost pus la dispoziția unității, i-a fost retras accesul la informații clasificate și va fi dat pe mâna parchetului militar. Robert Badea ar avea relații de prietenie și cu Rudolf Costea, zis Cătălin Chioru, unul dintre cei mai temuți interlopi din România, care împreună cu Sergiu Spoitoru conduce o vastă grupare de criminalitate organizată specializată în traficul de droguri. Drogurile ar fi procurate de la un alt membru marcant în lumea interlopă a capitalei, dar la fel de discret. Marian Cristian Bejan, culmea, prieten foarte apropiat al polițistului. Ofițerul nu doar că ar sprijini gruparea prin asigurarea protecției vânzătorilor de stupefiante, dar prin influența sa datorită profesiei le oferea informații confidențiale cu privire la metodele de investigare, date din dosare și intervenea în favoarea infractorilor la procurori și judecători. Este documentat tot ceea ce a făcut și veți afla în rechizitoriu toate datele exacte cu privire la ce a făcut, cum a făcut și cu cine a făcut, pentru că în momentul în care eu vă spun ce a făcut, cu cine și cum, compromit ancheta de la parchet. Ofițerul de la crimă organizată ar fi fost implicat și în atacul interlopului Marius Alin Alecu, alias Bebino. Acesta se află în comă la spital după ce a fost tăiat în plină stradă. Noul șef al clanului sportivilor ar fi fost pur și simplu masacrat. Are degetele amputate, toracele tăiat cu o sabie și tendoanele de la mâini secționate. Da, lucrurile se tensionează. Ați văzut informațiile date de domnul Velac, care a promis că va face ceea ce a făcut și anume va deconspira rând pe rând pe toți cei care funcționează în cadrul Ministerului de Interne, dar în egală măsură au și un part-time, ca să zicem așa, un part-time pro bono. Doar în weekend. În cadrul clanurilor. Da, doar în weekend. Da, în weekend. Tipul săptămânii sunt în slujba statului român, dar în weekend, în timpul liber. Deci omul acum
apărea la televizor și va spune... Ca să-și mai că veniturile colaborează și cu niște clanuri? Nu, are pe drepturi de autor? Pro bono, comisar. Zici tu că poate pro bono, că sunt 220 de mii? Face plăcere și îi place. Deci un comisar în cadrul Direcției Antidrog, căruia în weekend îi place să mai bată așa, din când în când, să mai intervine, să mai ofere informații privilegiate. Să mai plăcerea lui, bă, până la urmă, asta e bucuria. Că nu o face pentru bani, nu vă gândiți la prostii. Nu. Pur și simplu are de mic nebunia asta. A crescut de mic cu gândul ăsta și a dorit, n-a putut să facă de performanță, n-a putut să fie interlop de performanță, s-a accidentat când era mic, s-a intrat pe zona asta de poliție, e ok, plătește facturile din ea, dar în weekend mai merge cu băieții, mai face câte un clan, are și poze de clan. Cum ar fi să apară în pozele oficiale ale clanului, în nomenclatorul de clan? Măi, aici este mâna lui Cumpănașul, domnule, că nu făcea vela de capul lui. Astea sunt roadele întâlnirii dintre Cumpănașul și vela de luna trecută. Da. Cred că i-a spus Cumpănașul: măi, Vela, eu te las ministru de interne, e în regulă, e în regulă. O să vorbești cu omologul tău din Republica Spartanilor, Cumpănaș, cât de curând. Uite și la noi copilul Minune, scuze, nu vreau să... Nu cred că se mai spune copilul, cred că îi se spune doar Minune, că a mai crescut și el. Era Minune acolo, mi se pare că era cu Minune. O Minune. Cu Minune. Ce Minune ar fi? Da. O minunăție. Da. Și ce vrei să spui? Că sunt niște interlopi melomani. Că avea certificat Ornis, deci practic acces la informații confidențiale. Păi nu știi când îți depui CV-ul la clanuri, e obligatoriu să-i certificat Ornis, altfel nu te pot angaja. A, clanul i-a dat. Clanul a solicitat la angajare. Uite, da, ce este? Ia să văd eu dacă e bine. E un cunoscut autor. Da, domnule, e vorba de Minune acolo. E cu Minune, e cu toată lumea. Și care e polițistul dintre ăștia? Poate să fie oricare, Răzvan. Poate să fie oricare, dar... nu polițistul. Da. Deci hai să nu împuținăm. Comisar. În cazul Direcției Antidrog. Da. Un comisar, un anume comisar. Da. Ei, că au mai fost și alții comisari. Ai comisarul Rex, ce să spun. Băi. Asta e, nu știam că avem polițiști corupți. Ce să spun? Intră tu și pe integritate.eu la Agenția Națională de Integritate și descoperă câți polițiști nu-și pot explica averea. Și ai să vezi atunci cazuri stupefiante. L-am găsit pe omul ăsta care e drept. Când vorbești de liber, antidrog și stupefiante la oaltă, sigur că lucrurile par care avea sens. Contextuale. Da. Deci, asta e, bravo că ne-a arătat domnul Vela un comisar, dar cu un comisar, care să folosesc un clișeu adaptat momentului, cu un comisar nu se face luptă împotriva clanurilor. Ai nevoie de micuța Picasso, de mulți trebuie să se implice. Doamna Viorica Dăncilă, care e prima care a declanșat această luptă împotriva clanurilor, având alături de dânsa Pădatea Comăneci și micuța Picasso. Era blindată. Doi, parcă eram aici când a zis. Era, direct. Aici eram, nu știi că am avut criza aia de lângă. În direct a spus. Am putut să continuăm emisiunea, am legat publicitățile. Am contactat și pe micuța Picasso. Am vorbit cu micuța Picasso. Lucrurile nu rămân așa. Le dăm de cap. Război total clanurilor. Așa a prins un comisar. Mai departe. Ni se întorc clanurile, Răzvan, ni se întorc capetele de clanuri plecate departe, plecate în... Păi nu știi de ce se întorc? Bejenii, cum zice aici? Bejenii? Cine folosea termenul ăsta? Ni se întorc clanurile. Domnul Ghenosu, e foarte interesant la domnul Ghenosu, trebuie să punem un pic în context. Domnul Ghenosu... Cunoscut anterior... Nu, drept pârjol. Da, deci hai să punem că să-i dăm numele cum trebuie. Cronologic. Deci omul important. Cheamă, e fost pârjol, după aia a trecut în Ghinea, sau sunt în Ghinea, da, Ghinea, și și-a luat supranumele, că aici e o discuție, de Ghenosu. Da. Adică este așa zis Ghenosu, nu e numele lui Ghenosu. Deci el s-a născut pârjol. S-a născut pârjol. A simțit că numele ăsta nu îl împlinește spiritual și infracțional în mod corespunzător și s-a redenumit Ghinea. Cred că... Nu știu, cred că de la soție a preluat numele Ghinea. Nu, cred că a vrut să candideze din partea USR. A, e posibil. Și era domnul Cristian Ghinea acolo, da. Și azi mă lipesc și eu, mai facem cu schimbul, deci, la Parlamentul European. Deci interlopul Florin Nicolae Ghinea, așa îl cheamă pe el, fost pârjol, zis Ghenosu. Măi, știi artistul ăla prins? Da. E, ăsta este interlopul ăla prins. A prins, l-au prins, da. Cam așa ceva. Prins, da. Acum problema cu domnul Ghenosu este, bă, când te naști, pârjol trebuie să rămâi pârjol. Rămâi pârjol, dacă nu e păcat de numele ăsta. Sunt interlop care se nasc cu cât un nume de Popescu Ionescu. Și și-au pârjol supranume. Sunt obligat să-și asume un nume de scenă. Și ție îți pune Dumnezeu palma în cap și zic: "Bă, ăsta e născut să fie pârjol. N-ai ce să... Nu poți să fii domnul profesor pârjol. Hai să fii serios." Deci academicianul pârjol a susținut o conferință în aula Academiei. Hai, bă, ce doamne ardă poți să faci cu numele ăsta? Nici prezentator TV nu poți să fii domnul pârjol. Urmează colegul nostru pârjol. Cele mai important, va pune în pagină, cum face Tudor Mușat. Ce ne-ai pregătit astăzi, Florică pârjol? Astăzi vom discuta. Îți dai seama că nu merge, nu funcționează. Opțiunile tale profesionale sunt limitate. Da. Practic ești fotbalist, merge pârjol, fotbalist merge. Pârjol, pârjol, trece pârjol de ultima pasă. Pârjol, poți să fii fotbalist sau pe zona asta de clanuri, poți să... Sau lăutar. Chiar și lăutar. Chiar și lăutar. Da, eu nu știu. L-am adus pe pârjol, a
făcut frumos, a fost șoc. Tu te proclami genosul sau ți se spune genosul? Adică cineva, e o chestie exterioară, vine cineva și te decretează genosul sau spui tu, băi, îmi spuneți genosul de acum? Cum se metoda dau nume? Orlando. Metoda Orlando. Metoda Orlando. Da. Am documentat subiectul și pot să spun în cunoștință de cauză că supranumele se obține în felul următor. Deci birocrația este mult mai puțin stufoasă decât ți-ai imagina. Mai ții minte momentul Orlando care spunea, când eram în PNL Vrancea, mi se spunea Lordul. Deci, practic, a infiltrat acest nume. A insinuat că i s-ar fi spus. Nimeni nu-i spunea spune Lordul. Ca la PSD, a mai fost și metoda PSD în privința lui Klaus Iohannis. Da. Văd că îi se spune, cum zicea Codrin Ștefănescu, văd că începe să îi se spună domnului Blocanis. Iohannis Blocanis. Asta a spus-o Dragnea. Pe rețele de socializare. Îi se spune Blocanis. Nu-i spunea nimeni. Dar aici era vorba de o altă persoană, de un terț. Da. Dar în momentul în care vrei să spui, domnule, eu am auzit că mi se pun tot felul de nume pe piață, mi se spune Lordul, mi se spune perfect, n-aș vrea să... Aruncase pastila asta pe piață. Așa e și genosul. Genosul. Cred că a insinuat, sau cum îmi ziceți voi, genosul. Da, a aruncat-o el, a plasat-o. Și probabil locotenentul a zis, genosul spunem noi ție. Mai important pentru păi că el spuneți, nu? Capul, el dă și denumirea clanului. Dacă lui se clanul spune genosul, clanul devine genos. Sau poate fi un clan, o democrație de clan, s-o fi supus la vot, a câștigat varianta asta ca cu genosul. Ca nu se regăsc, a fost... Da, au zis genosul de centru-dreapta modern. Modern. Hai să vedem. Întoarcerea pe aeroport a cunoscutului... Cum i-a spus? Interlop Pârjol, transformat în Ghinea, actualmente genosul. Florin Nicolae Ghinea a fost Pârjol, zis genosul. Prim efect al Brexitului, aș putea puncta. Mă rog. Ca să o punem într-un context geopolitic. Genosul, imaginile, vă rog. Imediat ce a aterizat pe aeroportul Henri Coandă, Florin Nicolae Ghinea, cunoscut în lumea interlopă drept Ghenosu, a fost înconjurat de trupele speciale și de polițiști. Cunoscut pentru violența sa, interlopul nu s-a putut abține și a sărit la unul dintre jurnaliști pe care a vrut să îl împingă. În cele din urmă, agenții l-au condus către ieșirea din aeroport, apoi l-au urcat într-o dubă și au mers la un centru de reținere. Ghenosu s-a aflat în custodia autorităților britanice din august 2018, când a fost reținut de polițiști în apropierea unei săli de sport din Londra. Interlopul român era dat în urmărire la nivel european din luna mai a acelui an. Dâmbovițeanul de 46 de ani este acuzat că ar fi organizat o rețea de trafic de persoane care a trimis românce în Irlanda, Finlanda și Dubai în vederea exploatărilor sexuale. Mai mult, Ghenosu ar fi plănuit asasinarea unui infractor rival. În urma cooperării polițienești internaționale cu autoritățile judiciare din Marea Britanie, polițiștii români au preluat sub escortă un bărbat de 46 de ani, pe numele căruia există un mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de proxenetism, spălare de bani, complicitate la trafic de persoane, încercare de a determina săvârșirea unei infracțiuni și constituire de grup criminal organizat. Schimbul de date și informații a fost realizat prin biroul Interpol, a anunțat IGPR. Ca să întârzie extrădarea în România, interlopul Ghenosu ar fi înghițit o unghieră, iar autoritățile britanice au fost nevoite să îi acorde asistență medicală. Da, o primă declarație făcută pe aeroport de către domnul interlop Florin Nicolae Ghinea a fost Pârjol, zis Ghenosu, care a făcut o declarație de presă, a zis așa: bă, nebunule, să cunezi. Nu, bă, ăsta nu-i cumpănașul? Nu, mă, acum... Mă, românilor! Nu, a zis... Bă, nebunilor, când vă treziți la realitate? Bă, nebunilor! Ar trebui să avem și generic de clanuri, mă, dacă acum înainte. De ce nu? Bă, nebunilor! Ar putea fi nou generic de clanuri, că oricum presim că vom avea nevoie de o rubrică permanentă. Îmi mai țineți minte pe fostul Horodnicianu, pe fostul domn Horodnicianu de la DICOT, cum era dânsul așa, la un moment dat se ambalase. Un cioculeț așa. Nu prea făcea mare lucru în funcție de șeful, adică mare lucru nu făcea, dar problema e următoare. La un moment dat s-a numit și ziua Z. Ziua Z. Deci, practic, a venit domnul Horodnicianu pe final de mandat cu această anchetă cu prinderea clanului Ghenosu, Pârjol. Nu l-a ajutat prea mult în carieră. Problema e următoarea. Că ei au venit, au năvălit că pentru prinderea clanului Pârjol, dar a scăpat însuși Ghenosu. A prins clanul, dar n-a luat liderul de clan. Lucrurile astea se întâmplă. Dar
Până la general o rubrică separată pentru clanuri, eu spun că le fuzionăm și vom avea generic comun de Cumpănașul și clanul. Eu cred că domnul Cumpănașul și clanul ar trebui să rămână împreună și să se neutralizeze reciproc. Ești de acord cu mine? Sunt de acord. Bun. Asumăm această decizie de politică editorială, luăm generic de clanuri sau de Cumpănașul. Și ne facem cu o informație scurtă, da. Scurtă de tot. Băi, românilor, când vă treziți la realitate? Asta e muzica ce îmi place, ar trebui zilnic. Avem subiect, așa ar trebui să înceapă o zi. Asta ar trebui să fie, nu știu, dumneavoastră n-aveți ringtone la telefon așa ceva, când primești un mesaj să-l auzi pe domnul Cumpănașul strigând: bă, românilor, când vă treziți la realitate? Radu, foarte scurt, informația prețioasă. Publicației Lumea Politică, în 2010, Ghenosu a făcut subiectul unui scandal. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Florin Popescu, susținea că Nicolae Ghinea, adică Ghenosu Pârjor, zis Ghenosu, este brațul armat al lui Adrian Țuțuianu. Că e vorba de zona Târgoviște, zona Dâmbovița, zona de influență a domnului Țuțuianu. El explica faptul că interlopul a beneficiat de clemența judecătoarei Elena Turcu, aceasta fiind fina lui Țuțuianu, fost PSD, actualmente pro-România, asta știm cu toții. Și uite așa, lucrurile, uite așa sunt ăștia mână-mână. Țuțuianu ăsta n-a fost ministru al apărării la un moment dat? Ba da. N-a trecut în comisia de control SRI? Ba da. Nu, a condus comisia de control. A condus? Da, da. Păi, da. Da, e esențial. Și după ce a plecat el din fruntea Consiliului Județean, n-a venit în locul său un fost șef al SRI-ului din județ? Ba da. Ba da. Și omul ăsta e bănuit că a avut relații cu Ghenosu? Cu clanul care conduce județul. Păi dacă Popescu, fost șef al CJ-ului Dâmbovița, nu aberează, cred că putem spune că SRI-ul avea relații cu Ghenosu. Pauză și ne întoarcem. Bună, România! Da, ne-am întors în direct și trecem direct la știrea zilei de astăzi, cea mai importantă știre a zilei de astăzi, provenită dincolo de domnul Beuran, dincolo de toate necazurile acestea. Știrea zilei vine din partea UDMR-ului și a doamnei Adriana Săftoiu. Deputatul PNL Adriana Săftoiu a inițiat o lege potrivit căreia limbajul semnelor să devină limba oficială, astfel încât autoritățile publice să asigure un interpret pentru a ajuta persoanele surdomute. Și o chestiune absolut pozitivă, favorabilă mersului spre mai bine. Și UDMR-ul vine și blochează această lege pentru persoanele surdomute pe motivul că nu se respectă limba maternă a maghiarilor în cazul surdomuților. Sigur că e o situație bizară prin care ne trece această reacție, pentru că vorbim de persoane surdomute și de limba maghiară. Pare așa o situație penibilă când vorbim de semne, limbajul semnelor. E o chestiune universală. Bună seara, doamna Adriana Săftoiu, deputată al Partidului Național Liberal și inițiatoarea acestei legi. Bună seara! Bună seara! Doamna Adriana Săftoiu, ce s-a întâmplat? Pe ce motiv, pe ce temei a respins această lege UDMR-ul? S-a opus acestei legi? Care e logica? În ziua în care s-a întâmplat votul în plen, au cerut retrimiterea la comisie, atunci mi-a fost destul de greu să înțeleg motivația. Da. Și țin să fac această precizare. Această lege se află în Parlament de anul trecut. În Comisia pentru Drepturile Omului, comisia care a dat bunul, ca să zic așa, de plecare în plen pentru vot, a avut ultimul cuvânt, în această comisie sunt doi membri ai UDMR. Da. La dezbaterea pe lege, nu a avut niciun amendament. N-a fost nicio discuție. Doar în plen au cerut retrimiterea și atunci ne-am dat seama că probabil, și îmi pare rău dacă cumva greșesc, dar alte explicații eu nu am, da, în momentul în care au văzut limba semnelor române, s-au sesizat. Probabil că dacă era limba semnelor, nu s-ar fi sesizat. Am înțeles ulterior, din ceea ce a explicat liderul, dacă nu mă înșel, cum că este liderul grupului, că de fapt ceea ce cer ei e ca în această lege să fie introdus special un articol că e limba semnelor și limba semnelor maghiare, ceva de genul acesta. Doamnă deputat Săftoiu, bună seara, primul rând, și în al doilea rând, limbajul semnelor nu e unul universal, ca să stabilim un punct de plecare? Nu. Tocmai de aceea, în cele 48 de țări care au recunoscut limba semnelor pentru persoanele surde, așa, din acele țări, se numesc limba semnelor franceză. Adică asta înseamnă că e limba semnelor folosită pe teritoriul Franței, limba semnelor americane, folosită pe teritoriul Americii și așa mai departe, inclusiv
limba semnelor ungară folosită. Deci de surdomuții din România folosesc un limbaj al semnelor diferit de surdomuții din Franța. Da. Sunt doar câteva semne, presupun, nu știu să vă zic exact procentul, care probabil sunt universale, dar limba semnelor, de exemplu România, e o limbă de sine stătătoare, cu propria gramatică, topică, sintaxă. Doar că surzii români cu surzii maghiari din România, și eu când vă spun aceste lucruri, nu vi le spun că așa mi-am imaginat eu. Ca să fac această lege, am lucrat, cred că, mai mult de 2 ani și jumătate ca să înțeleg chiar și eu cum e construită această limbă, cum este folosită această limbă. Știu de la ei că folosesc la fel, aceleași semne. Greșeala e să ne imaginăm că limba semnelor este o limbă vorbită și că, uite, de exemplu, nu? Atunci când vorbești în română, când trebuie să traduci în maghiară. E un lucru, dar... Sau dacă vreți și mai simplu, în limba română spui mulțumesc, în limba maghiară spui chestionă. Surzii români cu surzii maghiari folosesc același semn. Am înțeles. Doamnă deputat, pe linia a doua îl avem deja pe domnul Sabo Odon, este deputatul DMR și dorește să ne explice exact nemulțumirea formațiunii pe care o reprezintă cu privire la această chestiune, chestiunea limbajului prin semne. Bună seara, domnule deputat! Bună seara! Explicați-ne, în primul rând, cum a reușit această propunere legislativă a doamnei Săftoiu să treacă fără niciun fel de probleme prin comisia unde dumneavoastră aveți, desigur, reprezentanți drepturile omului și, în al doilea rând, sau un subsidiar, depinde cum doriți, explicați-ne care e de fapt problema, pentru că am înțeles de la doamna deputat Săftoiu că, practic, ar fi același limbaj al semnelor pentru cetățenii români de etnie română și, respectiv, de etnie maghiară. Vă ascultăm, domnule Odor. Domnule deci, Sabo, nicio secundă nu am dorit și nu se dorește blocarea acestei legi. Și aici îmi cer scuze, dar din păcate, sub impulsul unor emoții, acest lucru a fost comunicat de către doamna Săftoiu. Nu este real. Deci nu se dorește obstrucționarea unei legi corecte, bună. Ceea ce am fost și colegii mei de bună credință din comisie au susținut la un moment dat acest lucru, dar ulterior ne-a fost semnalat că, într-adevăr, există diferențe, și asta v-a spus-o chiar doamna Săftoiu mai înainte, există diferențe în limbajul semnelor, pentru că limba semnelor se mulează pe structura gramaticală a fiecărei limbi. De aceea nu este aceeași limba semnelor franceze și limba semnelor germane și engleze, pentru că structura gramaticală, structura de formare a gândurilor în limba semnelor este diferit de la limba vorbită, la limba vorbită. Bun, și aici întrebarea mea. Pe structura... Dacă-mi dați voie, pentru că ați dat voie să continuă. Inclusiv în România există multe dialecte folosite în funcție de școlile pe care le promovează, care învață și așa mai departe. Ce anume există în România? Că n-am înțeles. Dialecte. Deci există mai multe dialecte, între ghilimele, pe niște semne mai speciale. Graiuri la limbajul semnelor. Deci se înțeleg toate, dar există mai multe școli, inclusiv în România, care predau limbajul semnelor. Vă referiți la cele pentru surdomuți. Da, am înțeles. Cum? Da, vă referiți la cele pentru surdomuți. Există mai multe școli care folosesc aceste școli, majoritatea au un limbaj comun, dar oarecum adaptat la regiunea respectivă. Adică surdomuții din Moldova comunică altfel decât surdomuții din Muntenia, ne spuneți. Nu. Majoritatea sunt comune, dar sunt limbaje diferite și asta o știu cei care sunt specialiști, că nu noi ne-am trezit cu aceste chestiuni așa mai departe și am spus, hai să ne lămurim în comisie puțin pe această chestiune, că nu eram pregătiți cu toate informațiile, pentru că în principiu este o chestiune bună, dar acel lucru, dacă există un limbaj, și doamna Săftoiu a spus corect, există un limbaj al semnelor pentru limba maghiară, atunci
și pentru limba română, pentru că structura lexicală, gramaticală este diferită, atunci, dacă există solicitare ca acei copii care învață aceste limbaje să poată să-l folosească și să fie cuprinși în cadrul acestei legi. Nimic în mod special, nimic împotriva lor și nimic care să îi pună în dificultate. Am înțeles. Domnule deputat, dar ne spune doamna Săftoiu că a lucrat 2 ani la legea asta. Ce ne spuneți dumneavoastră acum, probabil a fost luat în calcul, dar de fapt să ne explice doamna deputat. Colegul meu, domnul Marton Arpad, când a ieșit, nu a vorbit împotriva legii, ci a solicitat un termen ca să ne lămurim pe aceste aspecte. Da, într-adevăr, și doamna Săftoiu este una dintre cele mai bune parlamentare care, într-adevăr, lucrează în minunat. Să-i oferi și doamnei Săftoiu dreptul la replică. Da, vă mulțumesc mult, dar, domnul deputat, două rezerve am la ceea ce spuneți dumneavoastră. Și aceste rezerve le am și știți și dumneavoastră despre ce vorbesc. Birocrația și modul în care decurge traseul unei legi în Parlament e atât de greoi, încât, iertați-mă, într-adevăr, eu n-am nimic sau n-aveam nimic împotrivă ca ceea ce spuneți dumneavoastră să le fi discutat în Comisia pentru Drepturile Omului înainte ca această lege să intre în plenul Parlamentului. Doamna Săptoiu, noi nici nu avem nimic cu dumneavoastră în această chestie. Colegii mei trebuiau să fie... Colegii mei trebuiau să fie mult mai atenți și să vă ceară în comisie. Eu recunosc acest lucru. Nu avem, dar asta nu presupune că acest dialog nu trebuie să-l avem. Nu, stați puțin. Sunt acord cu dumneavoastră că trebuie să-l avem, dar din păcate îl avem într-un moment extrem de important, când ea a ajuns în plen și nu înainte. Doi la mână, legea se numește limba semnelor române, exact cum am explicat mai înainte. Limba semnelor franceze înseamnă limba semnelor folosită pe teritoriul Franței. Fiecare dar se referă, dar doamna Săptoi, și dumneavoastră știți, pentru că ați explicat în Parlament, în plen, și Ana și-a spus că se mulează pe limba vorbită, limba franceză. Domnul deputat, numai puțin, dacă încercați să înțelegeți că eu n-am o problemă cu ceea ce spuneți dumneavoastră, dar din păcate nu prindeți detaliul pe care vi-l spun. Când spui limba semnelor române, înseamnă că este o limba semnelor recunoscută în sfârșit de statul român pe teritoriul României. Nu e o chestiune culturală, ci o chestiune a statului. Asta încercați să spuneți. Aici clar. Aici cred că se produce fractura de dialog. Că domnul deputat Sabo Odom vorbește de o chestiune culturală, identitară, iar dumneavoastră vă referiți la o chestiune legală și recunoscută de statul român. Nu, stați așa puțin. Statul român până astăzi încă n-a recunoscut că limba semnelor este limba pe care o punctul de a o face. Doamna Săftoiu, oarecum da, pentru că, de exemplu, în codul penal este clar prevăzut că în situația în care este necesar, atunci pentru sudomuții din România se folosesc interpreți. Eu știu ce spuneți dumneavoastră. Unul la mână. Noi vorbim în momentul de față în legile din România despre limbajul mimico-gestual, ceea ce este deja un termen total depășit. El este valabil pentru sfârșitul secolului 20. Noi suntem în secolul 21. Una e limbajul mimico-gestual și alta e să spui limba semnelor în condițiile în care are propria gramatică. Mulțumim tare, trebuie să luăm publicitate. Ne permite să continuăm acum această dezbatere. În 10 secunde, doamna Săftoiu, care este starea actuală a proiectului dumneavoastră de lege? E blocat în Parlament? Are șanse să fie adoptat? A revenit în comisie, a trecut din nou cu un vot favorabil în comisie și va intra în plen. Bun. Vreau încă o dată să spun la final. Trebuie să luăm publicitate, vă rog. Da, scuze. Asta e. Spuneți, 5 secunde, acum mai găsim. Deci limbajul, această lege nu împiedică nicio etnie ca în interiorul legii să aibă și propriile elemente identitare. Bun, o concluzie bună. Mulțumim, doamna Săftoiu. Mulțumim, doamna Săftoiu. Mulțumim, domnul deputat Sabo Odon. Luăm o scurtă pauză, revenim.